Mersi pentru preluarea legăturii. Neața tuturor! Ce faceți? Nu știu că e 4 după amiază, dar încep să vă trezesc că sunteți foarte calmi. Da? Mă bucur că sunt aici alături de voi. Cum spunea și Cosmin, e primul eveniment de e-commerce din anul ăsta. Adică Cosmin a deschis seria de evenimente de e-commerce cu această întâlnire. Și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și pentru introducere, Cosmin. Da, sunt eu și fondator GPeC de 15 ani de zile. Anul acesta facem 15 ani, e ediția aniversară de 15 ani. Și organizăm, se spune, principalele evenimente de e-commerce și digital marketing din România. Câți din voi știți de GPeC? Ok, majoritatea. Așa că nu o să vă spun foarte multe despre ceea ce facem noi. De curând am publicat, o să vă spun doar câteva chestiuni, dar o să încerc direct să trec în subiect cu partea legată de cifre în ceea ce înseamnă e-commerce-ul românesc în România. De curând am publicat acest raport de piață pe care îl găsiți pe blogul GPeC. Cred că acum vreo săptămână, două maxim, l-am publicat, în care am centralizat toate datele de la principalii jucători din domeniu și le-am publicat în așa fel încât să știți cam ce se întâmplă în momentul de față în e-commerce-ul românesc. Câteva lucruri, așa cum v-am zis, despre ce urmează să se întâmple anul acesta la GPeC. Astea sunt evenimentele majore pe care le facem an de an. Despre competiția magazinelor online nu o să vă spun foarte multe lucruri acum, pentru că vreau să discutăm un pic dedicat pe zona de competiție în funcție de concluziile pe care le-am tras în urma unui studiu pe care l-am făcut cu iSense Solutions. Și acolo o să vă explic mai multe despre competiție. Primul eveniment major este GPeC Summit pe data de 25 și 26 mai. Are loc la Teatrul Național în București. Prima zi este o zi de conferință și de expo în același timp. Cea de-a doua zi este zi de workshop-uri, zi de masterclass-uri, care vor avea loc cu niște speakeri internaționali, specialiști în domeniul lor. Nu i-am anunțat încă pe site, dar vă spun în premieră că o să avem un masterclass de Google Tag Manager cu unul dintre cei mai mari specialiști din lume în zona de Google Analytics și Google Tag Manager, se numește Simo Ahava. De asemenea, o să avem un workshop pe zona de optimizare a ratei de conversie și de user experience cu Craig Sullivan. Nu în ultimul rând, cei care ați fost anul trecut la GPeC Summit în ediția din primăvară, adică tot în mai, l-ați cunoscut pe Will Reynolds, care este specialist în zona de SEO și PPC. Inclusiv el va susține un masterclass pe 26 mai. După evenimentul din mai, cel de-al doilea eveniment major este Școala de Vară de E-commerce și Marketing Online. Se întâmplă pentru a 10-a oară, pentru a 10-lea an consecutiv, în Moieciu de Sus, județul Brașov. Este un bootcamp timp de 5 zile. Evenimentul timp de 5 zile, practic, suntem împreună în același loc. Și sunt 4 zile de cursuri, 12 module de curs pe subiectele esențiale pentru zona de e-commerce și în același timp și fun, adică și team building. Se creează o adevărată comunitate, o adevărată familie pentru cei care știu și au mai fost acolo. De pildă Răzvan. Da? Cine a mai fost la Școala de Vară? Încă cineva, încă cineva. Perfect. Bine. Ulterior, al treilea eveniment important este GPeC Summit și GPeC Awards. Adică partea legată de festivitate, de premii, care se întâmplă în urma competiției magazinelor online GPeC, și despre asta iarăși nu vorbesc acum, va avea loc într-o singură zi, pe data de 2 noiembrie, tot la Teatrul Național București. GPeC Trainings este seria de cursuri intensive pe care o facem an de an. Anul trecut a avut loc pe 4-5-6 decembrie. Practic, este un fel de școală de vară prescurtată, adică tăiem componenta de networking fun, că nu prea avem timp de ea, și de dimineață până seara avem 3 zile de cursuri intensive pe e-commerce și marketing online. Și cursurile GPeC și Let's Go, care sunt ongoing pe parcursul întregului an. Astăzi ar fi trebuit să aibă loc o sesiune, am amânat-o pentru că este evenimentul lui Cosmin, deci el e de vină pentru chestiunea asta și probabil, nu știu, e cineva din cursanții de la e-commerce în sală, de la Let's Go? Da, perfect. Felicitări! Ok. Deci cam astea sunt în principiu, cam asta este calendarul evenimentelor de anul acesta pe GPeC. Și acum o să trec direct la subiect vis-a-vis de acest raport de piață pe care tocmai l-am publicat. cu cifrele importante pe care le-am extras de pe blogul nostru. Întregul articol îl găsiți, întregul raport îl găsiți pe blogul nostru și am să vă dau și link-ul în unul din slide-urile următoare. În total, cifra asta de 4,3 miliarde de euro este estimarea marilor jucători din e-commerce împreună cu Asociația Română a Magazinelor Online, ARMO. Ei au dat această predicție pentru piața de e-commerce la nivelul anului 2019. 4,3 miliarde de euro, cu o creștere cuprinsă între 20 și 22% față de anul 2018, când cifra era la 3,6 miliarde de euro. Ce trebuie să știți despre această cifră? În primul rând, face referire la toate tranzacțiile generate din România, atât către comercianți online români, autohtoni, cât și către magazine online internaționale. Da? Sunt din ce în ce mai mulți români care comandă de pe website-urile chinezești, adică AliExpress și așa mai departe, sau de pe Amazon USA, Amazon UK, Amazon Germania, ASOS și așa mai departe. Da? De asemenea, există magazine online care sunt traduse cumva și în limba română, de tipul Enzuel, da? Dar care ele generează tranzacțiile și toți banii sau tot volumul pe care dumneavoastră îl plătiți pentru diverse tranzacții se duc în Polonia. Deci de asta trebuie să avem în vedere că această cifră face referire la toate tranzacțiile generate din România, către comercianți din România, dar și către comercianți din afară. De asemenea, cifra asta face referire strict la produsele fizice, la produsele tangibile. Da? Cele care sunt livrate prin curier și nu face referire la servicii sau orice chestiuni digitale, de tipul bilete la spectacole, bilete de avion, nu știu, plăți de facturi la utilități, care se fac din ce în ce mai mult cu cardul. Da? Deci vorbim doar de produse fizice livrate de curier către un destinatar. Estimarea, da, în primul rând, dacă facem o medie, da, pornind de la 4,3 miliarde de euro, în medie, împărțit la 365 de zile cât are un an, ar însemna că România au cheltuit în medie 12 milioane de euro pe zi pentru cumpărături online. Cum vi se pare cifra? Mare. Bună? Mare? Mică? Mică. Mică? Da, aparent pare destul de mare. Pe de altă parte, comparativ cu piețe mature din Europa, stăm încă foarte la început de drum, adică nu suntem o piață matură. Dar, repet, este vorba de o medie de dragul cifrelor. Știm cu toții că într-un an există perioade în care se vinde mai bine online sau perioade în care se vinde mai puțin bine. Da? În perioada de vară, în general, achizițiile online scad din cauza perioadei de vacanțe, de concedii. Și estimările magazinelor mari, atât împreună cu ARMO, cât și susținute de noi, la cum vedem că se întâmplă lucrurile, sunt că la finalul anului acesta vom avea 5 miliarde de euro plus. Da? Poate e posibil să depășim acest prag de 5 miliarde de euro valoarea comerțului online din România, așa cum spuneam, e-tail, produse fizice. Astea sunt niște statistici de la 2Performant, îl salut pe Dorin. Valoarea medie a comenzii 273 de lei pe desktop, în creștere față de 2018. Același lucru se întâmplă și pe mobile, valoarea medie a comenzii a crescut. Ce mai este interesant aici de văzut e că, da, există o oarecare diferență între desktop și mobil, dar mobilul capătă tracțiune majoră, da? Adică se cumpără de pe mobil cu o valoare medie similară aproape, care se duce către valoarea medie de pe desktop. Aici vedeți câteva valori medii pe diferite categorii, unele dintre ele fiind considerate cele mai importante verticale din piață și unde vedeți cu săgeata cu verde crescând este o creștere a valorii medii comparativ cu 2018 sau o scădere, dar o să observați că în marea majoritate a cazurilor unde au fost scăderi, scăderile sunt chiar minuscule, adică nici măcar nu contează din punct de vedere statistic. De la 525 de lei de la 528 de lei la 525 de lei de pildă pe categoria Home and Garden e cam același lucru. Același lucru pe segmentul de beauty, automoto, mă rog, aici este pe segmentul de produse adult, e o scădere ceva mai mare. Dar nu vă comentez eu cifrele, le vedeți. În principiu, categoria de Electro ITNC rămâne în continuare motorul principal pentru zona de e-commerce în momentul de față. Aici vedeți niște statistici foarte faine din punct de vedere al numărului de tranzacții generat de un anumit device. Da? Ce se întâmplă de pe mobil în anumite verticale, ce se întâmplă de pe desktop în alte verticale. Și o să observați că sunt anumite categorii de produse care se cumpără cu preponderență de pe telefoanele mobile. În general, ce am remarcat este vorba de acele produse sau acele cumpărături de impuls. Respectiv produsele unde nu ai nevoie de o documentare foarte in-depth, așa, da? Adică nu ai nevoie să iei decizia de cumpărare după ce ai analizat foarte mult produsele respective, unde valoarea media a comenzii e mai mică. De asta, în zona de fashion, majoritatea tranzacțiilor se întâmplă de pe mobil, e cumpărătură de impuls, îmi place o chestie, o cumpăr. În zona de articole pentru copii, aici vorbim de așa numitele mămici digitale, da? Pentru că sunt micromomente pentru ele, în clipa în care, nu știu, copilul e liniștit sau doarme, atunci reușește să achiziționeze ceva de pe telefonul mobil, uitându-se totuși la copil, fiind sub atenta supraveghere. Același lucru se întâmplă în zona de beauty, precum și dar în proporții ceva mai mici, în zona de pet shop, automoto sau adult. Dacă ne uităm la categoriile Electro, IT&C și Home and Garden, unde, într-adevăr, e nevoie de o documentare mai accentuată, da? Atunci când cumpărăm, nu știu, un frigider sau ceva de genul ăsta, ne uităm la diverse specificații sau comparăm specificațiile pe mai multe site-uri, comparăm prețurile pe mai multe site-uri, bună, și unde vorbim despre produse care au o valoare mai mare, atunci, într-adevăr, de cele mai multe ori ne ducem inclusiv pe desktop, unde am un ecran mai mare și încerc să văd specificațiile produsului acolo. Din punct de vedere al traficului de pe mobil, 72% aproape din trafic este generat de device-urile mobile, da? În medie. Pentru jucătorii mai mari, deja procentul ăsta ajunge chiar și la 80% și chiar depășește în unele cazuri 80%. Deci e important, și o să discutăm despre chestiunea asta, pentru că în momentul de față, dacă nu aveți site-urile optimizate pentru mobil, așa cum se întâmplă în cazul cu GPeC.ro, și lucrăm la chestiunea asta în momentul de față, da? Adică vom lansa noul site acum, la finalul lunii februarie, care să fie optimizat și pentru mobil, dar dacă nu aveți optimizate site-urile pentru mobil, pierdeți foarte mult, inclusiv din tranzacții. Deci, neapărat mobile first. De asemenea, de asta spuneam inclusiv de tranzacții, de asemenea, numărul de vânzări generate de device-urile mobile au depășit deja desktop-ul, da? 64% versus 36%. Primul an în care s-a întâmplat lucrul ăsta a fost în 2018, când am sărit de pragul de 50%. Și tendința este să tot crească acest procent de vânzări directe de pe telefonul mobil. Inclusiv valoarea vânzărilor, deci nu doar numărul de tranzacții, ci chiar și valoarea lor, a depășit desktop-ul în cazul mobilului. Da? Câteva statistici, tot de la 2Performant, care mi s-au părut foarte interesante. Partea legată de trafic și de tranzacționare de pe telefonul mobil este mai degrabă ridicată în cursul serii, da? Deci de la ora 6 până la ora 12 noapte. Pe desktop, românii preferă să navigheze și să cumpere mai mult în timpul zilei, adică în timpul orelor de program, la birou, da? De la ora 10 până la ora 3. Și, interesant, decizia de cumpărare se ia în aproape jumătate din cazuri în prima oră de când cumpărătorul ajunge în magazinul online, da? Și lucrul ăsta, procentul ăsta crește de la un an la altul, de la 42%, la 45%, la 46,5%. Ca metodă de plată, nu cred că mai e o surpriză pentru cineva. În continuare suntem codașii Europei, nu plătim prin card. 80% din tranzacții sunt plătite cash on delivery, ramburs. Plata online prin card e estimată undeva la un 18%, poate în cel mai fericit caz 20%. Estimarea asta a venit de la unul din procesatorii de plăți, în cazul de față PayU. Din câte știu, inclusiv cu cei de la Netopia, când am mai stat de vorbă, erau de acord cu acest proiect. Deci, cumva, 18-20% plată online prin card. Ce mi se pare interesant aici și ce cred că se va schimba începând cu anul ăsta, cred că o să asistăm la o creștere a procentului de plăți online prin card, odată cu reglementarea pe care a, sau, mă rog, cu decizia pe care a luat-o eMAG când a introdus o taxă pe plata cash, da? Taxa aia de 5 lei sau cât este. Și pentru că eMAG face lucrul ăsta și pentru că eMAG este de cele mai multe ori luat ca punct de reper, pe zona de putere a exemplului, probabil că mai mulți jucători vor face același lucru și ușor, ușor o să vedem și noi o creștere a procentului de plăți online prin card. De asemenea, din ce am mai stat de vorbă cu cei de la eMAG, am înțeles că de Black Friday, peste 40%, dacă nu peste 45% din tranzacții au fost plătite online prin card. Ceea ce, într-un fel, e îmbucurător. Bun, mulți, și pe noi ne frământă întrebarea asta, mulți întreabă, dom'le, câte magazine online sunt în România? Adevărul este că este foarte greu de estimat. Noi am mai încercat să facem chestiunea asta scrăbuind diverse, internetul, Google-ul, comparatoare de prețuri și așa mai departe. Și am găsit la finalul anului 2018 vreo 35.000 de URL-uri, de site-uri, care aveau funcție de adaugă în coș sau pagină de checkout. Da? E foarte adevărat că din URL-urile respective, foarte multe luate așa că decât aleator, că nu le-am verificat pe fiecare parte, dar foarte multe aveau un trafic atât de mic, la modul 3 vizite pe săptămână, încât consider că sunt irelevante pentru peisajul autohton de e-commerce. Și atunci am întrebat pe cei de la eMAG, câți selleri activi, câți comercianți activi au avut în platformă la finalul anului trecut. Și au spus această cifră, 20.119, comparativ cu, mă rog, aproape 15.000 în aceeași perioadă din 2018. Deci, again, ei ne-au spus, este vorba despre comercianți activi, care chiar fac și tranzacții. Am întrebat specific lucrul ăsta. Pe de altă parte, numărul ăsta nu ne spune, nu ne dă un raport a câte magazine online sunt versus seller. Pentru că a fi seller în platforma eMAG sau în orice altă platformă de tip marketplace nu presupune neapărat faptul de a avea și un website propriu. Da? Deci tu poți să nu ai website-ul respectiv, poți să intri, să te înrolezi, trebuie doar să fii persoană juridică, bănesc că asta era una din condiții, și poți să vinzi direct în eMAG. Deci nu ne putem da seama, totuși, câte magazine online individuale există în piața din România. Dar măcar ne mulțumim cu această cifră pe care o avem. Câteva chestii, câteva statistici pe care le-au dat cei de la eMAG Marketplace s-au spus așa că din punct de vedere al numărului de comenzi generate, ăsta ar fi clasamentul, topul verticalelor care generează cele mai multe tranzacții în Marketplace, da? Și le vedeți voi, nu le mai citesc și eu. Și din punct de vedere al valorii comenzilor generate, clasamentul ar fi acesta. Cu mici modificări față de primul, da? Inclusiv aici apare o categorie care din punct de vedere al numărului de tranzacții nu apare, partea asta legată de sport și activități în aer liber. Și tot eMAG Marketplace spune că, din punctul lui de vedere, acestea ar fi verticalele cu potențial mare de creștere în 2020. Da? Deci dacă cumva vindeți produse din aceste categorii, s-ar putea să simțiți un boost anul acesta. Statisticile de aici au legătură cu, sau sunt rezultate din studiul de care vă povesteam, pe care îl facem de 3 ani de zile împreună cu compania iSense Solutions și urmărim să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri în decursul celor 3 ani de zile. Și din păcate nu s-au schimbat cifrele pe care le vedeți, adică un cumpărător online face în medie, cumpără în medie de la 9 magazine, vizitează 9 magazine online pe an, da? Iar cei care nu cumpără online, deci sunt internauți, dar n-au făcut încă pasul către achiziția online, vizitează 5 magazine pe an. Cifre care nu s-au schimbat în ultimii 3 ani. Din punct de vedere al frecvenței vizitelor, cumpărătorii online vizitează un magazin de 3-4 ori pe săptămână, non-cumpărătorii o dată pe săptămână. De asemenea, cifre care nu s-au schimbat în ultimii 3 ani. Tot din acest studiu, o chestie foarte interesantă, 87% dintre cumpărătorii online compară prețurile înainte de a face o achiziție pe 5 site-uri diferite, în medie. Da? Și principalii factori în alegerea magazinului online, aici am și menționat că este vorba despre un răspuns multiplu, de asta procentele de aici, dacă le adunați, dau mult peste 100%. Da? Dar ăștia sunt factorii la care se uită când aleg un magazin online, la prețul cel mai mic, evident, perioadă scurtă de livrare, recomandările prietenilor, notorietatea magazinului în piață și publicitatea făcută de magazinul online. Că e pe TV, că e în online și așa mai departe. Iar în principalii factori din luarea deciziei de cumpărare a unui produs, de asemenea prețul cel mai mic, notorietatea magazinului și atenție la această chestiune, ușurința procesului de cumpărare, pe locul al treilea. Este motivul pentru care v-am spus că nu povestesc încă de competiția magazinelor online, pentru că, practic, cam asta facem noi în competiție, partea de audit pe zona de usability, de user experience. Și o să vă povestesc despre asta. Dar să nu credeți că noi, românii, suntem singurii care se uită la prețul cel mai mic. Asta este o chestie valabilă worldwide, da? Indiferent de puterea de cumpărare a unei societăți. Dar contează foarte mult pe locul al treilea acest ușurința procesului de cumpărare. Acest factor a devenit o noutate în 2019, comparativ cu ceilalți 2 ani. Până acum nu era în acest clasament. Sursele le vedeți aici, sursele cifrelor pe care le-am citat. Raportul complet este la acest link, da? gpec.ro/blog/raport/gpec-romania-2019. Și acum o să vă povestesc un pic despre ce facem în competiția magazinelor online, apropo de acel ușurința procesului de cumpărare, apropo de acea experiență de usability. În principiu, orice magazin online care are minimum 6 luni vechime în piață, se poate înscrie în această competiție. Va trece în primă fază printr-o serie de criterii, vreo 30 și un pic la număr, pe care noi le-am numit criterii de preselecție și care au legătură, în peste 90% din cazuri, cu obligațiile legislative pe care un magazin online trebuie să le îndeplinească. Adică ce zice legea că trebuie să ai pe site-ul tău, ce zice legea că trebuie să ai în termeni și condiții, și așa mai departe. Link către ANPC, toate nebuniile astea legale. Și practic ăsta este primul pas. Audităm fiecare magazin online, evaluăm fiecare magazin online, urmărind aceste 30 și ceva de criterii. Îi spunem magazinului unde stă bine, unde stă rău, ce are de făcut, unde stă rău, da? Ce trebuie să modifice. Și în momentul în care le întrunește pe toate, primește marca de încredere Trusty.ro, care atestă faptul că respecti, că întrunești aceste condiții minim necesare. Da? Și de acolo treci în următoarea etapă, respectiv într-o primă etapă de evaluare prin peste 200 de criterii. Aceste peste 200 de criterii țin foarte mult de zona de usability, adică de ceea ce vede utilizatorul site-ului tău și cum se descurcă el în site-ul tău în procesul de achiziții. Da? Cât de ușor este procesul, cât de ușor, dacă voi respectați toate chestiunile astea general valabile, de genul poze cu zoom, titlu, tot ce trebuie ca și guidance de usability. Cel mai mare câștig din punctul meu de vedere este că în urma acestui prim raport, în urma acestei prime etape, fiecare magazin online se poate vedea cu o parte din cei 30 de specialiști din juriu, o parte fiind cei care au analizat site-ul lui. Da? Și se văd efectiv la întâlniri face-to-face, în care raportul este explicat și în care îi sunt oferite recomandări despre ceea ce poate face, în așa fel încât să-și îmbunătățească site-ul. Cu aceste recomandări în spate, are la dispoziție 2-3 luni de zile, pe perioada verii, să le aplice, să le pună în practică. Da? Și urmează etapa finală de evaluare, care urmărește, practic, evoluția magazinului. E un proces de learning ongoing și asta e, din punctul meu de vedere, cel mai mare avantaj al competiției GPeC, lăsând la o parte trofeele galei premiilor e-commerce, alea sunt nice to have, dar în primul rând este vorba de o îmbunătățire a site-ului tău, care contribuie la creșterea și optimizarea ratei de conversie. Dacă te înscrii până pe 17 februarie, deci mai sunt 5 zile, ăla este prețul, ăsta este linkul de înscriere, acest bit.ly, iar aici pe site-ul nostru găsești mai multe detalii despre competiții. Și am extras câteva concluzii, câteva idei principale pe care le consider esențiale în 2020 pentru orice magazin online. Ele sunt mai multe decât atât. Dar astea sunt deosebit de importante. Optimizarea din punct de vedere al user experience, despre care am povestit, documentarea produselor. Foarte multe magazine, din păcate, încă nu își documentează produsele așa cum trebuie și nu țin cont de faptul că pe internet nu am posibilitatea să văd, să ating un produs, să-l simt, să-l miros, să-l probez. Da? Și atunci trebuie, din documentarea produsului, cu detaliile tehnice aferente, cu descrierea comercială a produsului, să pot să îi ofer utilizatorului meu cât mai multe detalii despre acel produs. Și cea de-a treia, evident, mobile first, din toate punctele de vedere. Nu doar de optimizarea site-ului, cât și din punct de vedere al cum vă gândiți campaniile de Facebook. Am văzut foarte mulți oameni care nu-și verifică un mesaj sau un text pe care îl scriu pentru Facebook, în primul rând pe mobil. Și o să vedeți că pe mobil textul este prescurtat, da? Este cu simol. Și de cele mai multe ori, regulile, bunele practici sunt la modul de pune textul integral, da? Adică nu trebuie să dau click pe simol. Foarte mulți nu-și verifică ad-urile cum se afișează pe Facebook, pe Instagram, în primul rând pe mobil. Ceea ce este greșit, da? Deci gândiți absolut totul, în primul rând pe mobil și în al doilea rând pe desktop. O altă chestiune importantă. Începeți să vă gândiți la cross-border. Neapărat. Puneți mâna și faceți chestiunea asta. Acum vreo 6-7 ani de zile, cred că am vorbit pentru prima oară la GPeC despre ce înseamnă mobile și care e trendul, că totul se va duce spre mobile. Și lumea atunci spunea, băi, lasă că noi nu ne-am optimizat chestiile pentru desktop, lasă mobilul. Și asta că au ajuns la etapa în care mobilul câștigă teren zdravă, este pe primul loc, da? Încercați să gândiți cross-border. Sunt din ce în ce mai mulți comercianți din afară care intră în România. Vezi Enzuel, vezi About You din Germania, vezi E-Pantofi care vinde din Ungaria de rupe, vezi Victoria Secret care a intrat în mall Băneasa și probabil că în curând o să livreze și în România. Sunt din ce în ce mai multe magazine care livrează în România și care vă mănâncă din piața voastră. Trebuie să faceți și voi același lucru, ducându-vă în țările din jurul nostru, da? Ungaria, Bulgaria, așa și mai departe. Încercați să gândiți din start să vă extindeți business-ul așa. Nu este ușor, mulți au reticența asta, dom'le, nu cunosc piața, nu știu particularitățile, nu știu de ce mă lovesc din punct de vedere fiscal și așa mai departe. Dar nu e nimic imposibil. Dacă vă veți documenta, veți găsi răspuns la toate întrebările. Fiți unici pe bune, da? Cu diferențiatori care nu există pe alte tone de site-uri. Transport gratuit la comenzi de peste X lei, etc. Da? Și vă dădeam aici eu un exemplu, am să insist doar pe diferențiatorul ăsta corect, din punctul meu de vedere și demn de luat în calcul, de la Libris, care îți spune că îți oferă posibilitatea să returnezi gratuit orice produs în termen de 30 de zile. Unul la mână, ei nu sunt obligați să facă asta, ei vând carte. Cartea este o excepție de la regulă, deci legea nu... Legea exceptă cărțile de la politica de returnare a produselor, pentru că o poți lua, o citești și o returnezi. Da? Deci au spus, ok, noi suntem peste lege. Și chiar dacă ia o citești-o și returnează-o în 30 de zile. Măcar te deștepți. Ai citit ceva, da? Deci ăsta este cu adevărat un diferențiator care rămâne în mintea omului. Da? Chiar dacă nimeni, sau probabil sub 1% fac chestia asta, returnează acel produs, rămâne în mintea ta că, băi, până la urmă, dacă vreau, iau cartea, o citesc și o dau înapoi. Contează. Da? Și nu am să insist pe diferențiatorii pe care îi folosește de-a lungul timpului eMAG, care chiar sunt ai lui. El i-a făcut. Da? Campania asta cu Deschide România, acum câțiva ani de zile, de încurajare a antreprenorilor locali, el a făcut cea mai variată gamă de produse. Da? Nu pot să-l contest. Da? Deschiderea coletului la livrare este serviciu introdus de eMAG pe piață. Da? Suport tehnic 24/7, retur simplu în 30 de zile. El a făcut aceste lucruri și cu ele se identifică. Și voi trebuie să vă găsiți propriile beneficii pe care le oferiți clientului, cu care să se identifice site-ul vostru și cu care să rămâneți în mintea clientului. Review-urile contează din ce în ce mai mult. Da? Este un studiu aici de la Spiegel care spune că rata de conversie a paginilor cu cel puțin 5 review-uri crește în medie cu 270% mai mult față de paginile fără review-uri. Deci contează foarte mult să aveți review-uri pe paginile voastre de produs. Mai mult incidența, impactul ăsta al review-urilor este mai mare în cazul produselor ceva mai scumpe. Da? Aici, legat de review-uri, câteva chestiuni. Nu Scrieți voi propriile review-uri. Sunt multe magazine online în care există departamentele de postaci. Da? Voi vă faceți propriile comentarii, review-uri, mă, extraordinar, nu știu ce. Este o directivă în discuție la nivel european, care urmează să se aplice în România peste 2 ani de zile și care amendează magazinele care postează review-uri fake. Da? Încă este în discuție cum o să controlăm partea asta de ce e review fake, ce este review corect, dar probabil că se vor găsi niște măsuri și aici. Deci atenție la chestiunea asta. Iar dacă tot aveți departamente de content creation, ți-am spus că îmi continu mai mult, da? At least try to be smart. Adică noi ne prindem și la Trusty și așa mai departe, imediat vedem ce review-uri sunt fake. Pentru că toate sunt excepțional, bla bla bla, scrise corect, oamenii nu scriu corect. Da? Deci, at least try to be smart. Ok, nu dați incentives pentru review-uri, adică lasă-ne un review și îți dăm nu știu ce voucher. Nu, pentru că influențezi decizia. Drept urmare, cel mai bine este să vă orientați către sisteme neutre de review-uri. Și pentru că sunt cofondator în Trusty, dau exemplu Trusty, dar mai există și altele, da? Sisteme neutre de feedback. Pentru că sunt de la terți. Și atunci toată lumea știe clar că acele review-uri sunt corecte. Un ultim principiu, ca să-l liniștesc pe Cosmin. Steve Krug zice așa, are o carte care se numește Don't Make Me Think. Da? Și asta înseamnă că tot ceea ce se găsește în site-ul vostru trebuie să fie perfect intuitiv. Da? Și aici era un exemplu de la Carrefour, că nu știu acum, cine știe ce înseamnă text? Mai puțin de jumătate din sală. Restul de jumătate din sală nu cunoaște ce înseamnă text, că e gama de fashion la Carrefour, da? Și atunci când pe site-ul tău nu știi să explici chestiunea asta, iată, jumătate din trafic ai pierdut. Din start. Cine își imaginează ce este în această secțiune numită cumpărături? Cei care au mai văzut prin screen o să se abțină. Ce credeți că e acolo? Ce anume? Hai ziceți mai. Cumpărături anterioare? Wishlist. Wishlist. Altceva. Politica de retur. Politica de retur. Garanții ceva? Borsa de la alimentație. Deci oricum avem multe opțiuni. Da? Există chestia asta. Noutăți luna curentă. Noutăți luna precedentă. Suport, termeni și condiții, întrebări frecvente, coșul meu, confirmare, comandă. Deci este o secțiune dintr-un site care poate să fie extrem de ambiguă pentru toată lumea. Și, evident, am mers mai departe cu chestia asta, este exemplul preferat pe care îl dau peste tot. Atenție, am un link care se cheamă confirmare comandă. N-am nimic în coș. Coșul meu are 0 produse în coș. Ce credeți că se întâmplă dacă dau click pe acel link? Confirmă comandă. Cum? Că n-am nimic în coș. Surpriză. Surpriză. Nu se întâmplă nimic când spune coșul meu. Coșul meu este gol. Da? And this is it. Deci, atenție la chestiuni de genul ăsta, la secțiuni dubioase din site. Oamenii trebuie să înțeleagă ce face fiecare link din site-ul vostru, fără să fie cineva din departamentul vostru care îi explică, bă, dacă dai click acolo, uite ce se va întâmpla. Dacă ăla e săracul la el acasă. Nu copiați termeni și condiții de la un site la altul. Neapărat. Pentru că am văzut de-a lungul timpului exemple hilare, da? Pe chestii de ITNC în care se spunea că lenjeria intimă nu se poate returna. Și tot așa, da? Deci nu faceți lucrul ăsta. At least read the terms and conditions, da? Adică luați-o de undeva, adaptați termenii și condițiile la voi. Și ultima chestiune, chiar ultima, greșeala pe care și eu și toți antreprenorii am făcut-o sau o mai facem. Nu își estimează timpul în bani. Da? Toți antreprenorii spun, băi, ok, de documentarea produselor mă ocup eu, nu mă costă nimic. Ba da! Te costă timpul tău. Da? Te costă cu siguranță, pentru că tu în timpul ăla, dacă tu faci documentarea produselor, tu pui produse pe site, tu vorbești cu furnizorii și așa mai departe, nu mai faci altceva, nu mai faci business. Nu mai știi să gândești strategia de dezvoltare pe termen lung. Și atunci, tot timpul când lucrați, și știu că mulți din voi lucrați 16 ore, 18 ore, da? Gândiți-vă că timpul ăla trebuie cuantificat în bani. Nu puteți să spuneți, nu m-a costat nimic să pun produsele pe site. Ba da, te-a costat probabil vreo câteva mii de euro. Munca ta, da? Mulțumesc frumos! Dacă vă mă lasă pentru întrebări, aveți întrebări mare, dacă nu mă retrag în glorie. Nici măcar. Aveți întrebări? biletele sunt publice pe site-ul nostru, pe GPeC, în secțiunea competiția magazinelor online, toate criteriile sunt publice. Iar din cele 200 de criterii, majoritatea, să zicem un 70%, sunt pe zona de user experience, dar există și criterii pe chestii mai tehnice, de tip SEO, securitatea site-ului, prezență pe mobile și așa mai departe, email marketing. Deci încercăm să analizăm cam tot ce vede un utilizator, cam tot ce primește un utilizator, front-end-ul magazinului tău. Nu avem acces la partea de business a fiecărui magazin, nu ne interesează cât vinde, ce face, ne interesează cum se prezintă în fața consumatorului. Toate sunt pe site-ul nostru. Te rog. Ai dat exemplu cu cărțile, că nu trebuie neapărat să le turnate. Nu poți să găsesc o listă cu toate produsele astea? Cu produsele care sunt exceptate de la lege? Da. În legea comerțului electronic. Dar chiar așa poți să cauți. Legea comerțului electronic, mi se pare că e legea numărul 36 pe 2002. Nu mai țin minte exact, sper să nu greșesc. Poate, George, știi tu exact? Conform ordonanței 34 pe 2014, cărțile nu sunt exceptate. Se pot retuna. Se pot retuna, așa. Stai să audă toată lumea. În două situații am returnat cărți pentru că erau defecte, adică aveau foi rupte sau paginare greșite. Astea puteau fi returnate și pe principiul garanției de conformitate, pentru că acel produs nu era conform. Dar cărțile digitale sunt exceptate, într-adevăr, pentru că sunt creații pe suport digital, dar cărțile fizice se pot returna. Dar acum să mă întreb... Nu, fără niciun motiv, la fel ca celelalte produse. Acum, nu știu ce ar zice Libris dacă aș returna la fiecare 200 o carte. La un moment dat, cred că o să mă întrebe de ce. Și-au asumat oricum public. Asta e. Deci, ordonanța era 34 pe 2014. Perfect. Altceva. Gata? Perfect. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc!